Joi, vremea este schimbătoare. Ploile se vor semnala în special în sud-vestul și sudul teritoriului. Acestea sunt aduse de o depresiune atmosferică ce vine din bazinul Mării Mediterane. Ploaia își va face apariția în Giurgiu și se va extinde până vineri seară. Dimineața începe cu soare și cer parțial noros cu precipitații slabe, care se intensifică spre miezul zilei, apoi din nou își reduc din intensitate spre seară, dar continuă până vineri noapte. Va fi o ploaie liniștită, norii vor acoperi cerul în proporție mare la amiază, iar viteza vântului este stabilă și nu va depăși 10 km pe oră. Temperaturile vor fi cuprinse între 9 grade Celsius dimineața și 19 grade după amiază. Presiunea atmosferică este în creștere și se apropie de valoarea normală. Astfel, la Giurgiu, joi, termometrele vor indica Bolintin 17 grade, hotarele Comana, Ghimpați și Izvoarele 18 grade, Giurgiu 19 grade și Mihăilești 16 grade. Vântul va sufla cu 10 km pe oră din direcția est, presiunea atmosferică va fi de 758 mm coloană de mercur, iar umiditatea aerului va fi de 69%. Dunărea este în scădere cu 2-8 cm, iar cota probabilă este de 158 de cm.